Salutare tuturor, un nou meci de League of Legends Ranked. Meciul ăsta e practic decisiv dacă mă calific sau nu în Silver 2, 1. Dacă nu-l câștig, trebuie să iau de la capăt cu meciuri să ajung înapoi la promovare. Atrox, you watch, Dong, Hwap, what the fuck. Dacă numele lui ăsta e ceva din serial, film, ce-o zis asta? Cus Moraka. Exiled by Maw. Am început să joc Twitch, pentru că am văzut la domnul Daniel și am zis, frate, mă apuc să joc și eu niște Twitch. Nu pot să zic că mă joc rău. Mă joc chiar ok cu Twitch, deși ei. Probabil că noi. Genul meu de campion, sau nu știu încă. Am dat azi două meciuri, unul l-am câștigat, unul l-am pierdut. Ideea e că am avut în ambele scor decent. Deci s-ar putea să mai joc Twitch din când în când. E totuși un adăcare destul de tare. Ghitarii, bă băieți, ghitarii. Nu prea am luat și ideea de Aatrox în junglă. Da, vedem, poate o să joace bine el. Titel. Și ăsta parcă era platină cu ăsta. Ăsta știu sigur că e platină. Sau, nu, a fost platină. Smoraka și celălalt. Nu sunt asta sigur că e ăla, dar știu că am 2x platină în echipă. Și ce mai interesant e că am 0% win percentage cu Jinx. Adică n-am câștigat nici măcar un rank până acum cu Jinx. În sezonul ăsta, evident. Everybody panic. E bine că am sustain-ul de la Banana Lady. O să-mi fac oricum asta poke, pentru că nu, e crama și crama dă. Mamă, ce mă disper când îmi fac milioane blop de genul. Mă mir că asta face push cu vei. Mă așteptam să joci ceva gen mai safe. Ideea în care e totuși Vayne și nu e chiar atât de greu de gankat. E Vayne. Oh, nice. Lau e first blood. Da, o și o echipă extrem de bună. A lor. În teorie. Vi, Ahri, Yasuo, care nu. E un fel de cancer tot timpul. Nu mi-am dat heal-ul acolo, pentru că știam că nu e nevoie. Plus că aveam ignite pe mine. Și dacă îmi dădeam heal-ul, luam numai jumătate din heal-ul ăla. Și parcă n-aș fi vrut asta. Puterea, sorace! Uite că s-a aproape vrut la HP din nou. Nu, mă. Aatrox-ul ăla m-a enervat numai. Când mi-a luat kill-ul. Putea să mi-l lase acolo lejer. Ah, nu.
Mai stau pe lane să-mi fac 300 gold. Pușt. Out with rocket, ce? Nu pot boss, îmi dau ușa. Asta este. Bine. Mai stau un pic pe lane, cât să-mi fac banii pentru aia, n-am cum să nu stau. Press EQ, GG, just play safe. Da, cu Ziggy, lejer să stai să farmezi la distanță, nu știu. Nu și tot se plânge ăla. Și ăsta stă și scrie în loc să-mi dea heal. Deci sora campana aia dă-mi heal în continuu până sunt full HP. Foarte dubioase fazele de genul. Să stau să fac un fel de deep-push și după aia mă duc bază și îmi cumpăr toate chestiile de care am nevoie. O, vine și V aici, nice. Mă duc bază, deși n-aș fi vrut să mă duc încă bază, dar nu. Sau să stau, nici eu nu știu ce să fac. Uite, până unde e datureta aici, nebun. Nu mori, săracă, băga mea așa. Puteam să dau heal-ul, dar nu, n-am fost destul de atent. S-o salvez pe săraca. What the fuck? Mi-am dat și ultima ta deja, bă. Nice. Bravo mie. Nota 10. Minus 9. Oricum, în late game o să dau ceva mai bine decât Vayne, pentru că, da. E Vayne și facem lejer focus. Cred. Vedem, nu știu. Plus că nu o să prea prindă kill-uri în early game. A defarmat-o farmă mai bine decât mie. La chestia asta trebuie să reîncep să mă concentrez mai mult. Că în ultimul timp nu mai farmez cum farmam cândva. Mamă, ce dă! Hai că lasă vină minioni și iau așa frumos. La niște lasituri dacă reușesc.
Bun, am ratat deja unul. Aș vrea să fac un fel de freeze la lane, să pot să fac ăsta gank-urile după aia, cu Aatrox mai lejer. Fucking jeti, what the fuck? Nu dau seama dacă l-ai supărat sau e mulțumit de ce se întâmplă. E, în mod normal ar trebui să fie mulțumit, da? Oamenii ăștia, nu știu ce să zic. Nu știu cum el nu face asta în ulti gank-uri în bot. Totuși e pușat lane-ul în continuu. Serios. Serios. Cam cât noroc să ai. Am ajuns-o pe veni la farm. Și fac acum push numai ca să nu pot duce și o bază. Sau să luăm un obiectiv ceva. Fuș titele de-a... Oh, ce flash! Bravo, mă! E bine. Mai ales că a fost Dragonul de foc, nu? Da. Care mie mi se pare cel mai important, mai ales în late game. Lasă cu scandal acolo, dar nu o să merg pentru că nu vreau să pierd din farm, mai ales că e destul de mult farm aici. Disponibil, ai de cap în funda. Nice, s-a plecat. You're not laughing, dă-ți-e dracu! Cine trebuie nouă e un ward pe river. Și o să-l pun eu. Da, nici n-ar rost să mai dau. Am vrut să dau ultima dată în zona aia, să vin în top, ar avea rost. Hai să vedem. Ai, și baga bounta de vii. Și oricum am dat-o prea în spate. Farmează bine asta cu Vayne. Dar și ăsta joacă foarte bine cu suportul, că tot face poke și chestii. Nici ăla nu mă las să farmez.
Lejereanu, deci, își face treaba foarte rău. Nu e chiar așa rău. Încă. Depinde foarte mult de cum o să joace Vayne. Dacă o să facă ceva cu farmul ăla sau nu, mă l-au făcut deja. Ar trebui un pic mai multe gank-uri în bot, zic. Nu de altă dată, oricum fac push o grămadă. Uai, dacă îl puneam ăla. Nice, frate. I accidentally did that on purpose. Și oricum eu zic că trebuie să câștig și un match în rank cu Jinx. Tot am 0% procentaj. This shit. Nu, mă. Da, am dat deja bahilul. Mergem. Am un pic de bulan. Un pic numai. Stai mai aici. Ai, fute chiar dreapta. Ai încerci o fază din asta, adică, dacă nu încerci, nu o să reușești niciodată. E bine, încerci și dai fail, decât să nu încerci deloc. La practic e un fel garantat. Nu știu unde să știam. Dar Vayne nu trebuie să ia kill-uri. Bun, și nu nici cram acolo. Adică aici. Aoleu. Asta urăsc vi jungla. O vi care joacă bine. Mai nu mai e cum să scap via. Bine, și eu trebuie să-mi dau back mult mai rapid de acolo. Zece secunde fac ăștia drei cu lejer. Sau? Nu știu dacă trebuie să dai ultimat acum în zona aia. Ar merge. Nu prea. Dar măcar iau niște asisturi dacă face cineva un kill, nu? Nice, double kill. Bun, și-am luat și asist. Ceea ce e foarte, foarte, foarte bine. Da, n-aveam ce să-l ajut. Trebuie să-mi bag neapărat aici un warp river, că nu știu când vin și de unde vin fătără ăștia.
Bine că încă n-au luat Benki. Și reușește oare să iau tureta asta? Da, o iau orice ar fi. Nu vei, nu vei. Bine. Nu știu, eu cred că e ok să stai să mori dacă e turetă. Nu știu sigur, dar totuși e gol pentru toată echipa, zic eu. Bot ar trebui să fie protejat, să nu lăsăm turetele degeaba. Nu mai dau ultimata. Mai bine o țin acolo și în cazul în care e șansa să fac ceva, măcar popa. Moare asta. Șboing. Dar ajung și eu în timp util. Holy pateu, ce de proasta. Și Chomper să-mi oprește asta cu Yasuo. Trebuie schimba ceva la Yasuo, neapărat. Am dat frate heal-ul, de ce nu se întâmplă nimic? Deci mi-am folosit acolo flash-ul greșit. Am vrut să-l dau în altă direcție. Dar în fine, triple kill-ul e bun. Mi-e place triple kill-ul. Bun. Am mai luat un obiectiv. Și acum chiar trebuie să mă duc Băzăleanu, să mai fac și niște iteme la 2000 plus gold. Asta ar fi cel mai bine, cred. Unde e dracu? Facem cizma line-a. Îmi iau niște lifesteal, că nu se știe niciodată. Și fac rapid fire cannon ca să pot să-i dau la Vayne și la distanță mega uriașă, nu numai uriașă. Da, e mort oricum, nu trebuie să-și dea flash-ul. Dar înțeleg că și-o făceam la fel. Direct în panică mode, pop flash, pop mort. Ei, Yasuo, băgați aș marele mort în casă. Băi, exact unde am pus, deci nu. Da, a ieșit bine pentru noi. Chiar foarte bine. Norocul, săracul, juca fenomenal acolo. Momentul să scriu. Nu, mă, pe bune. El dă flash. Hai, frate, că le bat să-mi dau. Nu le bat să-mi dau. Bravo! Nice! Parcă nu trebuia să-mi iau, să-și trebuia să mai stau să strâng bani de chestia asta, dar 750 am dat atunci.
Numai cam acum aș avea bani să-mi cumpăr zealul. Mă duc rapid în bot, fac roțin și cașcaval și... O să-mi fac și zealul. We don't need an actual. Da, momentan. Trebuie să încep să joc și ceva mai serios. Să ies o dată din Silver în pană. Să nu mă mai prostesc aiurea. Să fiu ceva mai atent la joc. Să fac comentariu numai când se poate face. Dar nu putem să facem chestia asta. Încă. Sunt mort că mă ciordești. Bun. Deci între timp. Așa ne avea ăla. Nu, bă, aia, bă, băga-mea și piciorul. Nu știu de ce o stat ăștia acolo la fază, de ce nu. Da. S-a dus și Baron. Nu știu după ce s-au bătut. Trebuie să fug de acolo, să-i dau flash-ul să plec. Da, o să meargă bine cu scimitarul. Mai scap și de la... din asta, cum îi zicea. Din prostia lui... cum o cheamă pe asta, Acri. Din Char. Nu, o să mă ajute chestia destul de mult. Ce se întâmplă acolo. Oh, nice, ce prost flash-ul dat asta. Nu o lasă scape.
Nu, mă, pe bune, și aici. Du-te în pista, măti. Nu știu cum are ăla deja. 3 levele peste mine. Cu vein. N-o juca nimic în early game. Poftim, frate, cu damage de dă-te în gâți. Wow. Da, e moartă, săracă. Chiar. Am dat din greșeală heal-ul. Nice. What the fuck? Nu știu doar să știa scorul deja ne conduc. De ce în early am avut Dita mai avantajul? N-am apucat să-i dau niciun auto, dacă e bine acum, e perfect. Uite cum dă. Dacă apucam să-mi dau un auto, dacă era... Era bine că l-am de la lifesteal, îmi făceam HP-ul la loc. Dar n-am putut să-i dau auto. Motocat extrem era. Aproape. Nu știu, vântul ăsta nu trebuie să dea numai la proiectile. Toate sunt proiectile acum. Și ăsta e proiectil, și ăla e proiectil, și ce pana. Absolut toate abilitățile par a fi proiectil. Noi, uite-te la asta. Campion Jegos. Frate, dați la dist. Oh my god, hai, gata, fă, că nu mai încerc să nu mai joc. O zi acord, dar dă-te odată în pizda, mătii. Nu mai pot să mai joc deloc, nu mai am niciun chef. Când văd cum mor. Nu pot să stau în range. Pula mea, asta este. O să ne bată garantat, ăsta e 15-6, rupe, ăsta e varză, nu dă nimica. Ultima dată își prinde o dată la 5 ani. Eu nu reușesc să stau la distanță, să dau din range. Patinează ea sunt pula mea.
Probabil că baronul se duce acum. E bine că noi nu l-am avut niciodată cu ward-uri, adică... Na. Practic asta o să fie teamfight-ul decisiv, următorul teamfight decisiv. Cine reușește să câștige, câștigă și match-ul. Cel puțin pentru noi garantat de decisiv. Dacă îl pierdem, ni s-au dus toate șansele. Nu-mi dau seama ce planuri au ăștia. În special a noștri. Am dat un pic de poke. Acum ar fi momentul cât îi lua aia. Mam, dacă reuși să o prindem cumva pe B. Ftu-ți Dumnezei, mătii. Bun, mă, bravo. Mă, nu, unii cam crapăt urechea. Și noi nu luăm nimic. Firar al dracu. Mamă, dar top lane-ul-i dat dracu. Trei, pai jumătate cât să bag un ward atâta. Atac e boss. Și-mi dă rapid baza, sau? L-au luat. Nu mă așteptam să-l iau. I-am și dat ultima tans, bă, frate. Poate unul din doi se întâmplă ceva. Acum întrebarea e, oare știu să facă baronul sau nu? Cam asta pare a fi intenția.
Măcar unul să mai moară, frate. E incredibil. Cer să fac un pic de push. Și am belit, am? Nu chiar. Dar nici nu pot să stau în zona aia. Și acum geau, îl pun și dacă am un pic de noroc, reușesc să fac ceva meci și să câștigăm. Am același scor cu Vayne, Vayne are 40 de farm peste. Trebuie numai să stau în spate, să fiu foarte atent și să luăm un kill așa lejer. Să reglez lumile profesionale un pic. Bun. Ce greșim noi acum e că nu stăm toți 5 în același loc. Cu defend la inhibitor și de acolo încolo depinde care cum reușește să joace campionul vieții. S-a învățat asta minte cu Ziggs-ul. De frică, dă. Da, mi-ai câștigat match-ul. Nu știu, nu vrea lumea să dăm un vein. Bun. Hai, cred că am câștigat. În orice caz, un merge destul de greu. M-am bătut numai pentru că aveam geaua unul de alta. Și nu, dacă e mort asta, până își dă respawn, dar e gata match-ul. N-am jucat foarte bine, dar măcar am și eu primul win pe Jinx. Power. Și nu prea. Da, cam atât și cu match-ul ăsta. Mulțumesc de vizionare. Silver 1, yay! Ne apropiem încet încet de gold. Pa!